Bună seara, domnul Gudra, la probleme de matematică la geometrie. Așa este. Voi începe repede cu problema aceea care am lăsat pe un drum. Îmi amintesc bine. Stresul acela care era în curs, eu trebuie să ajung, repet, totdeauna, la 7, mi s-a trasat, cum spun, categoric, la 7 lăsăm, că am stat un sfert de ori în stradă, era frig, și așa că te rog mult, lăsăm acum în rămâne problemă. Da. Degeaba, eu sunt stare ce distrez, că știu cum asta. Da, da, poate nimic, da. Și pierdem timpul. Da. Deci, era așa, A, C, B, A, B, C, parcă, când e echilateral. A, B, C, echilateral și A, C, D, isoscel. Așa, A, C, D, triunghiul isoscel de aici. Și am făcut așa. Și M era mijlocul lui A, C. Așa, și am să zic exact de ce. Da. Lasă și tu lecție. Da, nu era deci, în mijlocul A, C, în mijlocul A, C, da. Deci, în ipoteza am avut așa. Că A, triunghiul A, B, C, e echilateral. Că ACD triunghiul A, C, D, isoscel. Da. Că cele două plane sunt perpendiculare. Că planul AB... C, perpendicular pe ACD. AB, C, perpendicular pe ACD. CD. Da. A, B, C, perpendicular pe A, C, D. Și e în mijlocul AC. Și e în mijlocul AC, de acord. Ați avut matematica în sfârșit? Da, geometria? Nu, geometria. Așa, bun. Și am arătat că dăm un perpendicular pe AC și un perpendicular pe AC. Deci am arătat că dăm un perpendicular pe AC și că dăm un perpendicular pe AC. Și dăm un perpendicular pe AC. Dăm un perpendicular pe AC. Dăm. Bun. Și am avut, avem de DB, 4 radicale în 21. Mm-hmm. Și pe AB 18. Da, da. DB 4 radicale. Nu, AB 16. AB 16, da. Ei. Și vrea să ajutăm că măsura, să găsim măsura unghiului făcut de planul ABD și ABC. Exact. DCB. Planul DCB și cu ABC. Planul ABD și ABC. A, dar au sus atunci. Da. A. A. A, B. Nu, ce acolo? Ce, ce, ce. Deci ABD și ABC. Da. Asta e unul care este tot. Da. Bun. Mi-a zis care e o latura comună AB. Sigur, latura comună a celor două plane. Și noi, unghiul dietrul, măsurăm de perpendicula pe munchea comună, nu? Perpendiculare duse în cele două plane. În cele două plane. Ei, triunghiul A, M, ce fel de triunghi este? Dreptunghic. Dreptunghic. Și din cauza că triunghiul a fost echilateral, la mijloc dreptunghic. Ducem de M perpendiculara pe A, B. Pică într-un punct R. Și iată, DM e perpendicular. Pe planul de ce? Din M, din picior, poftim? Dar am dus noi perpendiculara pe AB. Și atunci cum este DR? Perpendicular. Perpendicular, că vă de cele trei perpendiculare. Așa nume, DM e perpendicular pe ABC. MR e perpendicular pe AB. Și DM e perpendicular pe AB. Adică ăsta este unghiul dietru. Pentru că el este format de două perpendiculare, unul în planul DR, în planul DAB, și alta RM în planul ABC. Încă o dată. MRC, MRD e unghiul dietru, nu? Deci, MRD e unghiul, MR
Pentru că M, R, e perpendicular pe AB. Da. Că am dus-o noi. Da. D, R, e perpendicular pe AB. Din teorema celor perpendiculare. Da. Din teorema, dacă D, M, e perpendicular pe planul ABC, din piciorul perpendicular, din M, am sunt perpendicular pe o dreapta AB din plan, atunci D, R, e perpendicular pe AB. Deci unghiul M, R, D e unghiul diedru. Și noi asta trebuia să aflăm. Unghiul pe care îl fac cele două, unghiul pe care îl face cele două plane, D, A, B cu A, B, C. Și trebuie să găsim măsură. Și trebuie să găsim măsură. Mai insistă că la frate. Am arătat că D, M, e perpendicular pe A, B, C. Și conform teoremei celor trei perpendiculare, înseamnă așa. Dacă am o dreaptă perpendiculară pe un plan și din piciorul ei am dus noi o perpendiculară, atunci nu-ți bate capul că D, R va fi perpendiculară pe dreapta respectivă, pe AB. Da. Și iată cum s-a format triunghiul D, M, R, dreptunghic în M, că D, M era perpendiculară pe tot planul, deci e perpendiculară pe orice dreaptă care trece prin piciorul perpendiculară. Da, acolo e 90, în M. În M, este în triunghiul ăsta, D, M, da. R, acolo e 90. Când privește unghiul din R, din triunghiul D, M, R, el e format din o perpendiculară dusă D, R în planul D, A, B și din o altă perpendiculară M, R dusă în planul A, B, C. Deci punctul R este punctul căutat de pe unghia comună, de pe dreapta comună a celor două plane. Și am ridicat două drepte perpendiculare. Deci el îmi indică unghiul diedru, unghiul pe care îl fac cele două plane. Da? Deci acolo se poate pune. Da. Hai să redactăm asta. Deci avem așa. Trebuia să demonstrăm punctul A, domnul perpendicular pe A. Ne-a demonstrat. A fost D, M, perpendicular pe planul A, B, și am arătat asta. Punctul B. Trebuia să găsim măsura unghiului dintre planul ABC ABC și planul DAB. Nu, ABC. ABC și ABD. ABC este scris de ABC și ABD. ABD. Da? Da, da. Măsura dintre aceste două linguri. Dintre aceste două plane. Și acum, redactăm. D-M perpendicular pe M, B. D-M perpendicular, chiar pe plan. Perpendicular pe A. A, B, C. C din A, de la punctul A. M, R perpendicular pe A, B. M, R perpendicular pe A. Deci, rău pe A, da. Dar da. Să zicem că A, B-ul e inclus în planul ăla, nu? Așa. Interesează. A, B-ul e inclus în planul ABC. Da. A, B-ul e inclus în planul ABC. Rezultă teorema celor 3 perpendiculare. Teorema 3 perpendiculare. Că D, perpendicular pe A. Perpendicular pe A. B. Deci rezultă că... Acest D, unde este? D, inclus în planul, da? D, inclus în planul D, A, A, D, A, D. A, B, D. Și am D, R, perpendicular pe A, B. Am de sub M, R, perpendicular pe tot pe AB. Dar AB-ul ăsta este inclus în... Adaug acum, da? AB inclus în... în ABC, în planul ABC. Rezultă că... Inclus și în ABD. AB, am zis. AB inclus și în ABD. Și DR inclus și în... Bun, o să spun și... Din dreapta comună. Corect. Tot AB. Inclusă și în ABD, ca să fie clar da. Că... Sau dacă trebuia să spun chestii, chiar intersecția lor. Da. Dar ăsta intersecția cu ăsta. Dar acum ABD. ABD. Și acum, de aici, rezultă că măsura unghiului ABC
ABC, adică măsura formată din cele două plane ABC și ABD, ABD, așa, măsura unghiului. Egal cu măsura formată din triunghiul DRM. Egal cu măsura unghiului M, DRM. Da, măsura unghiului DRM. Și acum, aș zice că tangentă de unghiul acela DRM, ia uitați-mă. Tangentă de DRM egal cu cateta opusă, adică DM DM supra MR și egal cu DM, s-a calculat 12 da. MR trebuie calculată ca în 2, 4 ai cali 3 MR este privit ca aria pe două căi 4 ai cali 3 supra 4 radical din 3. 4 12 simplificări și vine 3. Și 3 radical din 3. 3 radical din 3 este 3. Da. 3. Face radical din 3. Măsură șeriții. Și atunci alfa, unghiul de râmă de aici, îi dau 60 grade. Măsura de râmă egal 60 grade. Cum așa de tangent 60 grade de radical. Și cu asta am rezolvat problema. Aseară am înjurit problema, eram aproape, că știam că de M așa, dar nu mai am dus din M perpendiculară. Ca să fie interoncea perpendiculară. Și de aici vine și de perpendiculară și gata, e triunghiul. Asta căutam noi în momentul acela. Nu, nu pe IS, nu pe nici vorbă, ci unde pică, într-un loc nu mă interesează, dar nu pot afla pe M. Da, 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 m-am aflat pe mine. Exact. Bun. Altceva? Asta a fost problema. Și mai avem una, nu? De care? Așa. Ce număr? 19. Da? Da. Da. Rombul în ipoteza mea. Ia să facem. Planele ABD și BCD devin perpendiculare. Și așa adăugăm, acum că ai văzut, ABD perpendicular. Pe BCD. BCD. După latura comună de D. După BD, da. După BD. După cea mai mică. Arătați că după îndoire, CO e perpendicular pe canul ABD. CO determinați cosinusul unghiului dietru format după îndoire de planele, deci cosinus de ADC și BCD. BCD. Atât. Cum facem rombul ăsta? Dar nu mai facem rombul, facem deodată, după ce l-am îndoit. Hai să facem un romb așa deoparte, ca să înțelegeți mai un pic. Rombul are diagonale perpendiculare, da? Se și înjumătățesc. Sunt perpendiculare, iată așa la alte romb. Are o diagonală mai mare și una mai mică. Aici autorul spune că după BD, după cea mai mică. Închipuieți-vă că l-am luat de pe cea mai mică diagonală, da? Da. Deci A, B, C, D. Dacă după BD am învăit,
Înseamnă că l-am luat fii de, na, de, de nas așa, triunghiul ăsta și l-am... Până facem o obiectivă. Până vine așa. Deci e vorba de două triunghiuri, unul care stă așa, DCP și altul stă perpendicular. Adică o acolo mijloc? A, BD să fie gen așa. Așa. A, BD perpendicular pe DCP. Dacă aș avea un desen, avem, da, dar... un, facem un rând, vedem câte, ca să vedem. Când l-ai adus, o l-ai adus așa, așa l-a facut, da, doar da. Din cu vârful în sus. Dă-ți-mă o foiță de hârtie, să facem un rând. Și să vedem, ca să aveți imaginea. Eu mă apuc și o desenez, dar trebuie să vedem imaginea din spațiu. Așa, și... deci... trombul, cum vine așa... și aici, întrebuim că am tăiat pe asta. Da, deci așa este rombul. Și când am întors așa, da? Cele două triunghiuri. Unde din nou? Așa. Deci între cele două, între cele două, hai să-l văd pe partea asta altă, cam așa apare rombul. Și triunghiul ăsta este de aici. Isoscel poate să fie, nu? Că nu neapărat sunt toate egale aici. Deci așa trebuie să apară. Un triunghi isoscel aici și un triunghi isoscel aici. Așa apare, nu? În figură. Ați înțeles așa. Așa, da. Eu o să desenez cum am făcut și data trecută. Deci triunghiul acesta. Și pe celălalt care stă perpendicular, nu? Cu forma asta. Triunghiul care e cine asta este? D, deci A, B, C, D. A, B, C, D. Și a fost îndoit triunghiul acesta după, după cine? După BD. Și noi știm că aici au fost cele două diagonala AC, care acum, din punctul O aici, a fost ruptă în două. Unghiul de aici, care e cum acum? Unghiul ăsta este de 90 de grade. Da? AOC. AOC. E de 90 de grade. Avem, se repete problema ca cea dinainte, numai aici era triunghiul care era problema echilaterală. Și dincolo isoscel. Și dincolo isoscel. Acum am două triunghiuri sunt isoscel. Și laturile astea toate, una, două, trei, patru, sunt de aceeași mărime toate. Da. Deci, fără să văd latura ale rombului. Da? Și acum, AC era de 24. Dată două. Deci A, C, diagonala asta A, C dată în da. Două, este cât acum? 12 și 12. Asta e 12. 12. Iar D, B, care era de 18, înseamnă 9 și respectiv 9, da? Da. Și CO, trebuie să arătăm că CO e perpendiculară pe ABD da. Sau AO pe perpendicular pe ABC. Aceeași poveste. Este o repetiție a problemei anterioare. CO perpendicular? Da. E simplu. Păi zi. Păi AO perpendicular pe DB. Că O perpendicular pe DB îți rezultă de aici că AO că e unghiul diedron. Da, dar nu asta e. Deci AO că este unghiul diedron. Fără. Și 90 de grade. Dar nu avem asta. Deci așa noi avem ce avem de ce o... Eu aș... aș... Hai să facem așa, Miruna. Păi, domn profesor, ce o... Ce? Și aici A, ca să fie
CO e perpendicular pe DB, da. CO e perpendicular pe AO, rezultă că CO e perpendicular pe ABD. Deci CO e perpendicular pe DB. Pe DB. CO e perpendicular pe AO. CO e perpendicular pe DB. CO e perpendicular pe planul de la B. Terminat. Pe două drepturi concurente, da. Și atunci e terminată treaba. Hai să vedem dacă da, am. Deci avem că CO e perpendicular pe BD. Asta știm noi că triunghiul este isoscel acolo. DC e congruent cu CD congruent. CD congruent. Egală cu CD. Triunghiul acela este isoscel și O e la mijloc. CO e perpendicular și pe AO. AO din faptul că planurile erau perpendiculare. Tot dată în ipoteză. Da. Fică planul A, B, D e perpendicular pe planul BCD, dar a scris ipoteza BCD, da. Din ipoteză. Din ipoteză. Din ipoteză. Și atunci de aici rezultă că CO e perpendicular pe cine? Pe planul A, B, D. Terminat. Punctul B. Cosinus unghiului dintre A, D, C. Dintre planul A, D, D C. C. A. A. A e sus, e jos. A. A. Ăsta. A. Exact, de, spre care trebuie. C. C, da. Ăsta mare. Da. Și planul? B, C, D. Și planul B, C, D. B, C, D. Păi avem că OM e perpendicular pe DC. Dar care e comun? DC. De ce, mă? OM e perpendicular pe DC. Deci OM e perpendicular pe DC. Deci din nou o perpendicular pe DC, da. Nu știu unde pică. Nu știu unde pasă. Nu le bate capul, perfect. OM e perpendicular pe DC. AO e perpendicular pe planul BCD. AO e perpendicular. Cu asta plecăm. AO e perpendicular pe planul BCD. Da. OM nu perpendicular pe DC, rezultă DM perpendicular pe DC. Care e DM? AM. AM nu e perpendicular pe planul. Da, AM. AM perpendicular pe DC. Și avem AM perpendicular pe DC, OM perpendicular pe DC, rezultă că AOM e perpendicular pe DC. Care e DC? Care e unghiul? Unghiul este AMO. AMO. Ăla e cel din mânt, da? Sigur. Deci, haide să repetăm și o iarăi. AO e perpendicular pe planul DBC. Cum a fost CO perpendicular pe planul... Nu mai trebuie o dreaptă și din teorema lui Pitagora... Nu, din teorema celor trei perpendiculare... Și AM va fi perpendicular pe AM, pe CD. Deci, AO perpendicular pe planul BCD. AO. OM la noi, perpendicular pe CD. Atunci AM e perpendicular pe CD, da? Și atunci unghiul dielu este ăsta de aici. OM A. Să le redac. Punctul B. Dice OM AM AM e perpendicular pe AO. AO perpendicular pe planul CBD. 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 OM OM e perpendicular pe CD. DC. Așa. Iar DC este inclusă în planul BCD. Da. Atunci, conform teoremei cerții de perpendiculare, teoremei 3 perpendiculare, rezultă că AM e perpendicular pe AM pe CD. Rezultă că măsura unghiului cerut aici, cosinus, zicem, cosinus de unghiul format din ADC, A, D, C și B, B, C, D
este egal cu cosinusul unghiului A, M, O. O. Cosinusul unghiului A, M, O. Da? Egal cu cosinusul unghiului A, M, O. Și să luăm deoparte, avem așa. Unghiul dreptunghic este în O. Trebuie să-l vedem așa. M-ul este aici. Și A, aici. Și cosinusul unghiului din M. A, U, știm. A, U, știm. A, O, o. Știm, 12. A, O, știm de 12. Da. M, O, iată. M, A, M, O, dacă o aflăm. Păi M, O, aflăm din triunghiul D, O, C, prin teorema de două ori aia. D, O, C, de două ori aia, de două cări. Da, D, O, știm că-i 9. Deci triunghiul D, O, C, rezultă area triunghiului D, O, C, este egal cu catetele înmulțite pe 2, da? 12 ori 9, 12 ori 9 pe 2, și egal și cu baza C, D, ori M, O, pe 2. C, D, ori M, O, pe 2. C, D-ul, dacă o știu, nu, CD-ul, da, o aflu repede, dintr-un chiu de locă, dar la CD-ul este la latura romului. CD-ul e 15. Nu-i 15. CD-ul e la latura romului. Adică 9 da. Aici. 9 și cu 12. 12. 25. Era egal cu 12. 15, da. Da? CD este cât de CD este cât de A și cât de A și cât de CD. Rom, da. Și Miruna a văzut. Între unghiul de orice, 12 este asta, 9 este asta și asta este atunci 15, numele pitagorice. Și atunci mă duc și zic... 12 ori 9 egal cu 15 ori. Deci avem 12 ori 9 egal cu ce de 15 ori M, O. Îmi scoatem de M, O, care îmi trebuie, dar cu 12 ori 9 se fac 15. 12 ori 9 supra 15. Și simplificăm printr-un 3 și face 4 ori 9, 36 pe 5. Pe 5, da? Pe 5, 36 pe 5 pe M-O. Și dacă știu pe M-O, la cosinus mă duc și zic cos de unghiul, cos de unghiul, M, A, A, M, O, ăsta. Da, egal cu... Cateta alăturată... 12. Supra... 36 pe 5. Cosinus din cateta alăturată. E 36 pe 5. Cosinus... Da, că cateta alăturată nu știu. M, O, asta am găsit-o, da? Da, 36 pe 5. 36 pe 5. Și supra... ipoteză... Am, care este în... Am un o aflăm repede, cu 36 pe 5 la 2, plus 81 și o aflăm pe AM. Deci AM, AD. O aflăm repede, triunghiul AOM pe teorema cu Pitagora. În AOM pe Pitagora, da? Da, că AOM e de 90. Deci... AM e egal cu. AM este egal cu radical din... 144, nu? 144 de 4 plus asta. 36 pe 5 la pătrat. Adică, n-am ce zic, 36 la pătrat supra 5 la pătrat. Și egal cu... Nu facem calculul. Zicem aceeași mitor și vine... Da, 144 ori. Radical din 12 la pătrat. Da, ori 5 la pătrat. Da. Plus 36 care e 2 ori... 18 la 2, 2 la 2 la 36 la 2 la 2 6 la 2 la 2 la 4 supra 5 la 2 da. Ce faci acum? Iese 12 la 2 cu 6 la 2 6 la 2 iese un 6 la 2 și un 6 la 2 de aici, face un 6. Da, iese și 5, ăla cu supra 5, nu? Și supra 5 de acolo. 6 pe 5. Și, și la numărător îmi rămâne da. 2 la 2, 4. 4.
4, ori 5 la a doua, 25, plus un 6 la a doua, 6 la a doua, 36. 36, că ai 4 ori 9. Și mai este un factor în 4. 13 este 5, nu? Da. Și radical din 25 plus 9. Fac 36 și îmi face... 36. 36 iar 6. 36, da? Și nu 36, iar 6. Ori 6. E nu așa cred că ăștia. 72. 72 pe 5. 9 egal de 45. 9? 9 egal de 45, dar 3300 de 1 și 1 sus. Ia să vedem încă dată calculul, unde greșim noi. Deci 144 e 12 la a doua. Da, profesor, 9 e 64. 9 e 69. De ce am zis 69? Păi e 9 acolo. Plus 60, de ce am zis 64? Deci am scos pe un, cât, un 12 aici, nu? 4 ori... Nu am fost cu 12 acolo, am scos pe 6. Cum a spus? 6 la 4 e acolo, nu-i 64, domn profesor. 6 la 4. 6 la 4 acolo. Așa, așa, 6 la 4. Că a spus 6 la 2. Da. Mai trecem o dată. Deci 3 și 6. E 6 la 2 și mai vin la 2, e 6 la 4. Poate să fie 3 ori 12? De. Aici. Puteam să zic aici, ca să vedem și mai departe. Mai 12 ori 3. 12 ori 3, fac 3, 6. Da. La a doua și la a doua. Și atunci 12 la a doua ieșea deodată. Și îmi rămâne aici un 5. La a doua și aici un 9. E bine. Da. Deci am lucrat corect noi. Deci fac și 72 de 5. 72 pe 5 este cine? Este AM. AM. Și acum atunci, este cosinusul ăla, era 3, 6, 5. Cosinus de unghiul... AM. Era 3, 6 pe 5, și așa... AM. O. AM. O. E cam 3, 6 pe 5. 36 pe 5. Da. 72 pe 5. 72 pe 5. 5 cu 5 se duce. 3, 6 pe 72, 1 pe 2. 1 pe 2. Și cosinusul de câte grade este 1 pe 2 la 60 de grade. Da. Deci rezultă că unghiul acela O, M, A, măsura lui O, M, A, este egal cu 60 de grade. Da? Da. Da. Bun. Din nou, a fost, cred că, repetiția problemei anterioare. Numai că aici avem triunghiul care e jos, triunghiul echilateral și sunt isoscele. Acum am două triunghiuri sunt isoscele. Da, dar faptul că e obliat un romb, că trebuia să și imaginezi... Așa, totuși o supusă a unui, da. Unui prim efort de imaginație. Exact. Da, așa trebuie. Dar s-a repetat problema. Da. Bun. Facem la alge lucruri? Nu, face tot. Ce mi-e trebuie teorema pe perpendiculară. Aha, mai facem o problemă, dar trebuie să mă trebuie să mă trebuie să mă trebuie să mă trebuie. Da, da. Acum o să-ți vedem. La algebra ce v-am mai dat? Nimic, funcții. Ah, funcții, băi, și nu mă lăsați să vă spun și eu ceva. Da, nu mă lăsați să vă spun. De ce? Că mi-e vreau... Și... Piramide patratele regulate.
cele mai mari mici dată. O piramidă, patru latere. O piramidă cu baza în pătrat. Cu baza în pătrat. Și înălțimea adică VO. Are A egal cu 8 și VO egal cu 4. Așa. Și VO este înălțimea. VO egal cu 4. Deci când zici piramidă patru regulată, înseamnă că baza în pătrat, toate munchile sunt egale. Asta presupune că VO pică chiar în centrul cerului circumscris. În cazul nostru, ai intensitatea diagonală. Deci toate acestele avem planete. Deci ce spun acum? Are A, B de cât? Are A, B de 8 și de O de 4. Și de O egal cu 4. Deci înălțimea este chiar în mijlocul unii intensitatea diagonală. Perfect. Calculați. Așa. Distanța de la B la AB. Distanța de la V, V la AB. La A, B. Și pe aici calculați distanța de la O. De la O la plan V, A, V. V, A, V. Asta e. Facem repede desenul. Deci o piramidă patru latere regulată. Ea nu mai s-a intersectat în punctul O. Cine nu face așa, merge pe diagrama cerului perpendiculare și spune așa. VO de perpendiculară pe plan, O mâni perpendiculară pe o dreaptă din plan, pe AP, atunci VO mâni perpendiculară pe AP și termina problema. Da, și așa și... trebuie, pentru că aici suntem. Da. Dar nici pe ea nu pot certa. Deci, autorul, cel care rezolvă, care corectează,
trebuie să accepte și pe cealaltă idee. Corect, dar ea nu prea le vede teorema celor trei de. Vede, dar nu vrea să spună. Așa? Așa este. I s-a părut mult mai rapid după ce are justificarea că VA cu VB, VC, V și VD toate egale. Da, corect și așa. Da? Deci aici pe amândouă le scrie ca să fie toată la mulțumită. Deci soluție 1. Soluție 1. Care le ziceam? Pe amândouă. Pe amândouă. Deci soluția 1. Pe care le ziceam prima? Prima cu teorema certei pe care le zicem. Poftim adeziul. V o perpendicular la A cu V. Perpendicular de A, B, C, D. Nu, Miruna, la prima. La asta. V perpendicular pe A, B, C, D. Or R perpendicular pe A, B. Rezultă cu R perpendicular pe A, B. Or R? Or R perpendicular pe A, B. Tu cu regla ta, pentru că zici. Or, da, da. Or R perpendicular pe A, B. O, R, perpendicular pe A, B. Deci, o R pe clar pe A, B și baratez spus. O, A. O, A, concurent cu O, B. Da. Se dau cu O, B. Și pentru că A, B, C, D, va ta. Așa. Și atunci, din asta a doua. V, R, pe pelicular pe A, B. V, fie. Pe pelicular pe A, B. Conform teoremei celor vei pe pelicular, da? A dispune într-o soluție a doi. V, A, egal cu V, B, egal cu V, D, egal cu V, G. Da, deci invers să spui. V, A, B, C, D, piramidă. 4 la teră regulată în ipoteză dată, rezultă atunci că VA egal cu VB, VB egal cu VB, VB egal cu VB, VB sumează-mă asta de atunci. Rezultă deci că trebuie VA, VB, distorcel. Distorcel. Asta spune aici rezultă. Rezultă că VR e perpendicular pe AB, că e la mijloc. VR perpendicular pe AB, unde R e la mijloc, adică zici că AR... AR e egal cu RB. Egal cu RB la de tine, da. Și atunci e teorema rezolvată a R de la B. Și atunci distanța, da? Distanța de la V la AB. Și V R. Egal cu V. Ia. Asta e practica. Trebuie să-și află. Da, deci calculați. Calculați. V O 4. Deci cum zicem V O. Ne ducem între V O 4. Deci în triunghiul V O R, nu? V O R, aici se duce, da? Avem V o dată în ipoteză 4. V R o aflăm repede. Păi V R trebuie să o aflăm. O R este? A, O R este? O R e tot 4. Este jumătate din 4. E tot 4. Da? R egal tot 4. Rezultă că... Teorema lui Pitagora. Da. V e... egal cu radical din 16 cu 16, nu așa vine? Da.